Un bărbat în vârstă de 36 de ani este cercetat penal de către polițiști după ce, în dimineața primei zile din an, a dormit la un semafor așteptând culoarea verde. Ceilalți șoferi care au constatat că acesta nu reacționează au alertat poliția, care a constatat că bărbatul consumase alcool înainte de a urca la volan, transmite G4media.ro, citând news.ro. Incidentul a avut loc în dimineața primei zile a anului pe bulevardul Saturn din orașul Brașov. În jurul orei 6:45, polițiștii secției 5 Brașov au fost solicitați să intervină după ce un șofer a rămas cu mașina la un semafor. Ceilalți participanți la trafic au claxonat, însă au cerut ajutorul autorităților când au văzut că acesta nu reacționează. Polițiștii care au mers la fața locului au constatat că șoferul adormise la volan cu motorul pornit în timp ce aștepta culoarea verde a semaforului electric. Acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,53 mg per alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea de probe biologice în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. Pe numele său a fost deschis dosar penal pentru comiterea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, relatează mesajul.ro.